reușește președintele Republicii Federale Daniel Bănulescu să fugă din viața sa și cât de bine e să fii Daniel Bănulescu. În 1980, parcă, Mark Chapman, tipul care l-a împușcat mortal pe John Lennon, avea de gând ca după gloanțe să se întoarcă la camera sa de hotel și să se ascundă în cartea lui G. D. Salinger de veche în anul cu secar. Am fost mișcat de acest gând al lui, anume de posibilitatea, de dorința subliniată ca un om să se ascundă, să-și caute refugiu într-o carte. Cărțile bune au următoarele particularități. Cineva spunea că ele sunt mai adevărate decât viața. În momentul în care ele sunt citite de către cititorul potrivit, devin mai importante decât evenimentele vieții omului respectiv pentru viața omului respectiv. Eu nu prea sunt președintele sau regele unei republici. Poate sunt singurul sclav sau cel închis în acest loc. Oricum este bine să fii cine a fost întrebat că aș fi, pentru simplu fapt că am descoperit următorul lucru. 90%, 95% din munca oamenilor este o muncă blestemată, o muncă silnică, o muncă de corvoadă, o muncă dezonorantă și chinuitoare. Mă aflu între cei foarte puțini care au o muncă fericită, odihnitoare, cum spunea Cristi Popescu, spunea că există o muncă trudnică și o muncă de odihnă, o muncă de bucurie, de extaz. Eu fac o asemenea muncă. Am descoperit următorul lucru, plecând de la ceea ce se întâmplă în grădina Edenului, când Dumnezeu condamnă omul ca în sudoarea feței să-și câștige pâine. Că aproape toate categoriile de muncă sunt blestemate. Munca este blestemată. Munca este făcută cu frână și spre chinuirea omului. Există excepții, există oameni în momente de grație, oameni binecuvântați, care fac o muncă care îi duce în extaz. Munca unui om este rezervația sau insula în care acel om trăiește, în care el poate supraviețui. Scos din acea insulă, scos din acea rezervație, omul agonizează. Cât reprezintă atunci scriitorul Daniel Bănulescu în viața omului Daniel Bănulescu? În ultimii 10 ani de zile a reprezentat cam 80%. Pentru că am practicat un scris nevrotic. Am trăit numai pentru scris. Am neglijat propria viață. Ceea ce a fost o tâmpenie. Din momentul acesta am găsit o insulă alăturată, o insulă secretă și mi-am dat seama că scrisul nu trebuie să fie nevrotic. Scrisul nu este un scop în sine, ci viața este scopul ultim și numai viața poate să potențeze și să împodobească și să dea un rost scrisului.